Meteorologii au emis un nou cod galben de caniculă valabil până în data de 2 septembrie. În această perioadă se așteaptă până la 35 de grade Celsius. Mâine, în toată țara, cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 30 de grade, iar la Bălți și Orhei 31 de grade. La Tiraspol sunt anunțate 33 de grade, iar la Leova 34. La Comrat și Cahul termometrele vor arăta 35 de grade. Mâine, în capitală, cerul va fi variabil. Ziua se vor înregistra 33 de grade, iar noaptea 18. În următoarele zile se va încălzi până la 34 de grade. Noaptea, termometrele vor arăta între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri va ploua. La Madrid se vor înregistra 27 de grade, iar la Roma se așteaptă 26. La Paris vor fi 20 de grade, iar la Londra și Berlin cu unul mai puțin. La Praga și Viena sunt anunțate 17 grade, la Varșovia 16. La Budapesta vor fi 21 de grade, iar la Belgrad 26. La București și Atena cerul va fi senin, iar termometrele vor arăta 35 de grade. La Ankara se va încălzi până la 37 de grade. La Kiev se așteaptă 33 de grade, iar la Moscova 21.